Team Victoria în ultimele secunde. Da, a fost un meci frumos, zic eu, al campionatului și Steaua cred eu că putea să câștige în orice moment. Am văzut o ocazie rarisimă a lui Golubovici, câteva minute înainte de golul nostru. Și cred eu că nu am avut atâtea ocazii tot campionatul adunate la rând cât am avut în seara asta. Am făcut un meci deschis, un meci frumos și cred eu că avem de ce să fim mândri după această seară. Revin speranțele pentru play-off? Atât timp cât matematic avem șanse, cred eu suntem acum la 4 puncte de CFR. CFR-ul, dacă nu mă înșirau, la voluntari, un meci destul de greu și noi la fel un meci destul de greu la Mediaș. Noi, după cum am demonstrat, putem bate pe oricine și putem pierde pe oricine. Demonstrat că sunteți atipici. Când anunță Marius Mudic ceva de genul că pleacă, atunci vă mobilizați și voi. Eu personal vreau să stau afară din acest conflict pentru că nu face bine nimănui. Ca în multe cazuri, adevărul e undeva la mijloc, toată lumea are vina sa pentru situația care a fost. Cred eu că am dovedit încă o dată echipa noastră maturitate și am demonstrat că jucăm în primul rând pentru noi și astfel de lucruri nu ne afectează cu nimic. Să vă motiveze spunându-vă că e ultimul lui meci? Noi personal, după cum v-am spus, nu prea ne... Pentru că tu ca jucător nu prea ai ce să faci. Asta e viața antrenorului. Pleacă, vine, n-ai ce să faci. Eu nu am semnat, sau noi nu am semnat contract cu Marius Mudica, am semnat contract cu Astra. Indiferent de cine e antrenor. Că avem o parte, eu știu, mai sensibilă așa și o afinitate față de el, asta e altă discuție. Dar, după cum am spus, indiferent care era decizia lui, eu dacă pleca chiar mă bucuram pentru el că pleacă la mai bine. Cu atât mai mult ne bucurăm că a rămas și că am reușit în această seară să mai batem o dată Steaua și să demonstrăm că suntem încă o forță a campionatului. În Europa, pe cine vă doriți? Pe oricine în afară de Copenhaga. Bine, Flori, bravo! Pentru că am jucat contra lor și mi se pare o echipă extrem de grea. Ați văzut, au făcut și 8 puncte în Champions League, în grupe și cred eu că nu avem absolut nicio șansă contra lor. În Europa ați demonstrat că sunteți mai buni ca Steaua și în această seară a fost la fel? Nu știu, a fost o conjunctură a noastră, a fost și noi și Steaua am venit după două meciuri obositoare și cred eu că echipa care a puțin mai mult noroc astăzi a câștigat. Ați avut și penalti? Nu știu, din ce am înțeles 50-50 și a fost o fază în care Nico nu era în offside, dar trebuie să ștergem cu buretele tot ce a fost, să spunem așa, negativ și trebuie să rămânem cu lucrurile bune din această seară. Mulțumim! Ați sperat până în ultimul minut că o să câștigați împotriva Stelei? Cred că astăzi am fost pragmatic, ne-am parat bine. Știi că e mai greu când trebuie să câștigi, că a fost cum a făcut Steaua și noi am așteptat problema lor, că atac continuat, atunci cred că am avut destul de oportunitate să câștigăm meci. Cum a fost seara trecută cu Marius și Mudică? La un pas să plece la Gaziantep, s-a întors în cantonament? Da, noi e așa, cam problemă de fiecare zi. Suntem obișnuiți, dar seara, dimineața asta a fost tot normal și n-am putut să concentrăm mai mult la meci. Credeți că după această victorie potriva Stelei e sigur că el va rămâne lângă voi? El ne-a spus că rămâne până la sfârșit de campionat. Atunci, nu știu, dar chestia trebuie să fie făcută la el. Noi nu știm foarte mult. Voi, din punct de vedere al situației, știu că mulți vor pleca și știți și tu acest lucru. Va mai rămâne cineva până la urmă și ei să joace în continuare din primăvară? Nu știu. Cine are contract trebuie să rămâne. Și cine vrea să plec, trebuie să negociezi cu club. Dar nu știu ce se va întâmpla. Asta trebuie să vorbești cu conducere. Tu, de exemplu, ce vrei să faci? Eu rămân. Eu am contract. Atunci vreau să fac performanță până la sfârșit. Urmează o nouă petrecere după ce ați făcut după meciul cu Roma și v-ați calificat în prima vară europeană, după meciul cu Steaua, petrecere? Nu. Meciul cu Roma a fost ceva diferit. Astăzi a fost numai 3 puncte. Important să ajungem acolo la play-off, atunci trebuie să muncim, să câștigăm acum în cupă. Ați ajuns și în primăvară europeană, va urma tragerea la sorți, cu cine vă doriți să jucați? Cu cea mai bună. Cred că o să fie frumos cu cea mai bună echipă.
Credeți că acum 400 lei va exista și mai mult pentru jucători de la Astra să-i cumpere încă din această iarnă? Se vorbește de Budescu, se vorbește de Junior Muraj. Așa Bucure. Am auzit. Ei știu unde sunt jucătorii buni, atunci ei vin aici. Mai avem Sapunaru, dacă îl vrei, și Lovin, că au jucat foarte bine. Civiu Lung, are mult. Atunci are de unde să alege mulți jucători. Dacă ai fi fost în locul lui Denis Alibek, la fel ai fi cerut să nu joci? Ținând cont că urma să se ajungă la Steaua. Personal, mai bine să nu-mi comentez. Eu și părerea mea trebuie să fie a mea. Atât. Dar Astra fără acești jucători, cum ar arăta și cum ar fi arătat fără și Mudică? Sau cum ar arăta Astra fără și Mudică? Adevărat, noi suntem foarte obișnuiți cu el. El antrenează, el ne dai un plus la fiecare meci. Știi că e greu. A fost două luni fără el și a fost greu. Atunci. Nu e ușor. Dar, vede. Aveți clar din nou șanse să prindeți play-off. Asta tribuna a fost foarte important pentru asta, atunci noi ne dorim să stăm acolo. Cred că e mai ușor să jucăm pe play-off decât pe play-out. Mulțumim. Mersi. Mersi.